Salut! Și bine ai venit la al doilea video despre puzzle-uri, jocuri de logică și chestii care îți pun mintea în mișcare. Ura! Al doilea video! Uhuu! Bun, azi asistenta mea mi-a pregătit un puzzle nou și chiar am făcut pariu că îl rezolv în mai puțin de o oră. Așa, acest puzzle se numește semafor, pentru că chiar seamănă la un semafor, doar că are 4 culori în loc de 3. Bun, hai să vedem care e misiunea. Deci misiunea este că cam așa trebuie să arăți semaforul. 4 culori, toate diferite. Chestia e că el trebuie să arăți așa în toate 4 părți. Dacă îl întoarcem, deja vedem că aici sunt 2 de galben. Înseamnă că misiunea nu e rezolvată. Aici sunt 2 de roșu, 2 de albastru. Încă și mai rău. Și aici 2 de albastru. Așa, te spun lui Briana să pornească timpul și hai să vedem dacă reușesc să rezolvă acest semafor într-o oră. Bun. Aici trebuie să schimbăm. Scoate pe asta. Sus îmi trebuiește albastru. Aici îmi trebuiește... Așa. Sus îmi trebuiește albastru și într-o parte tot albastru. Asta nu are 2 de albastru. Doar 1. Înseamnă că nu e bun aici. Punem așa, de exemplu, și căutăm un albastru aici. Și acum sunt 2 de albastru. Unul punem în sus și pierde aici. Așa. Aici. Avem 4 culori diferite, 4 culori diferite, 2 de galben și iară nu-i bun. Și aici sunt 2 de albastru cu 2 de roșu. Așa. Dar cum și-am zis, nu este așa de ușor. Am știut din start pentru că culorile este atât de așa amestecate, îți dă o bătaie de cap că nu știi cum te cheamă. Bun, dă-ți încerc să le rezolv în afara cutiei. O să le văd un pic mai bine, le pun așa pe masă, de exemplu. Așa, văd. Să facem așa. Vedem așa, 4 culori diferite. Dacă întoarcem așa, 2 verzi, nu e bună. Ce de exemplu, e bun și azi 2 galbene. Dacă întoarcem așa, albastru, așa, aici e bun. Diferit. 2 galbeni. Poți eu o carioca și să vopsesc aici așa cum îmi trebuie și gata. Misiunea rezolvată. Bun, dă să vedem. Lăsăm glumele. Că asta chiar e tot serios. Trebuie să te gândești să fără în cap așa. Bun, avem 3 părți. Ca 95% e cam rezolvat. Pentru că avem una parte, a doua parte, a treia parte. Sunt toate diferite. Rămas doar o parte. Să vedem ce facem cu galbenul ăsta. Bun. Și e bun. Bun. Cu 3 parcă îți primește. Când vrei să o pui pe a 4-a, îți dă o bătaie de cap. Bun. Deci ne gândim. Acum să încerc să o învârtesc pe a 4-a, în toate modurile, ca să văd dacă am o posibilitate să o lichesc aici. Bun, așa deasupra îndrebuiește galben. Aici jos roșu. Galben cu roșu avem aici. Dacă o pun așa, se vede că două părți sunt gata. Încep să o învârtesc. Aici e bun
Și cea mai bun, clar. Clar. Aici nu-i roșu, aici trebuie să verde. Și cum n-am doi de verde aici, n-am doi de verde, înseamnă că nu pot să fac. Bun, nu să văd așa o chestie. Hai să încerc să pun toate culorile la fiecare cub, aici pe foaie albă, și să vedem poate așa că mai ușor. Așa, punem pătratele aici. Încerc să obținez pe numărul 1. Așa, destrâng cariocile astea care nu m-au ajutat la nimic. Mă încurc aici o dată. Începem tot la început. Haideți să ne gândim să vedem dacă este biologică aici. Culori, culori. Eu până și nu văd nicio logică. Tot e una are trei culori de galben, alta două de albastre, alta două de verzi. Îmi pare că pur și simplu trebuie de învârtit așa până găsești și trebuie de ținut minte cam care și ce culori are. Verde, verde, verde. Da, să vedem toate verzele. Așa, este iar verde, da? Aici se vede că e galben, albastru, galben, albastru. Dacă ne uităm așa, galben, albastru. Haideți să facem așa. Dacă punem toate verzele într-un loc, vedem că aici sunt galben, albastru, galben, albastru și iar galben, 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 roșu, verde și aici sunt numai roșii. Bun. Trei roșii sunt. A patrulea aici. Două galbene. Două galbene. Ops. Haideți să punem verde. 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 Așa, verde. Aici nu e bun. Aici pentru că verde e și în partea asta și în partea aia. Nu e bun. Dar trebuie de ales alt culoare. Eu aș alege roșu. Roșu. Galben de aici. Opa! Opa! Parcă și vă slichește. 1, 2, 3, 4 de galbeni. 1, 2, 3. 4 de roșii. 1, 2, 3, 4 de verzi. Și 4 de albastre. Ne uităm, avem de toate culorile câte 4. Nu sunt câte 5, nu sunt câte 3, nu sunt câte 2. 3 de verzi aici. Una în partea asta. Da? Pe urmă. 3 de galben. 4. 4 de albastre. 3 de verzi. Și una de verde aici. Trebuie să le învârtim între dânsele așa, ca ele să nu se repete între același rând. De exemplu, dacă asta o învârtim aici așa, și asta înapoi așa, cu albastru în sus, așa, aici se primește că-s două galbeni. Dacă învârtim așa, super. Aici așa, aici sunt două roșii. Bun. Două galbeni. Roșu cu galben, roșu cu galben. Am ușa mă oră de când mă învârtesc cu pătrățelile astea și nici că acum nu pot să rezolv. Nici că acum, nici că acum, nici că acum. Dacă, începem încă o dată. Încă o dată să ne învârtim. Aici are galben, verde, albastru, verde. Înseamnă că sunt două verzi. Trebuie să vedem undeva unde verde nu-i deloc. Verde este, înseamnă că întoarcem așa. Două verzi. Sunt două galbene, nu-i bună. Deci ne uităm unde nu se repetă. Unde nu sunt câte două. Așa, verde, albastru, verde, nu-i bun.
Abastronu, verdenu, sto pasăm la urmă. Da, a trecut o oră și încă n-am găsit soluția. Cred că am pierdut pariu. Dar nu pot să cred că asta este imposibil. Acum sunt foarte motivat să rezolv acest puzzle. Așa că pun pauză la video și revin când găsesc soluția. Deci mi-a luat încă o oră ca să găsesc soluția acestui puzzle. Dar în final am găsit rezultatul. Și este aici. Cum puteți să vedeți. Așa ceva. La urmă, vreau să le pun în cutie. Așa. 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 Și așa. Le-am strâns pe toate în cutie la locul lor. Strângem ața ca să nu cadă de aici. Ața asta este special ca să nu cadă piesele. Începem să învârtim. Așa. Și când ne uităm, patru culori diferite. Patru culori diferite. Patru culori diferite. Patru culori diferite. Super! Și chiar dacă pare la o jucărie pentru copii, mi-a luat 2 ore ca să rezolv acest puzzle. Îi mulțumesc asistentii mei pentru această încercare. Felicitări că ai câștigat pariu. Dar tu pune un like dacă ți-a plăcut acest video și abonează-te ca să vezi următoarea provocare pregătită de asistenta mea Briana pentru mine. Pe curând!